indiferent de data în care o sărbătorim, ori pe 25, ori pe 7 ianuarie, această sărbătoare trebuie întâmpinată cu multă căldură, într-o atmosferă plăcută. Noi am vrut să transmitem țării întregi că pentru noi tot contează foarte mult Crăciunul și că toți simt această atmosferă, cum o simțim și noi. Flashmobul elevilor de la Liceul Nicolae Iorga a întregit atmosfera de sărbătoare din Piața Mare Adunări Naționale. Oamenii au profitat astăzi de ziua frumoasă și au ieșit din case, fie să pateneze la patinoarul din centrul orașului, fie să cumpere cadouri sau pur și simplu să se plimbe. Foarte bine, foarte frumos. Plăcinta e foarte gustoasă. Da. Și zvarul e bun. La puținele tarabe din piață e cam greu să găsești cadouri pentru cei dragi. În mare parte se vând plăcinte, dulciuri și vin fiert. Plăcinte cu brânză, cu băstan, cu varză, avem cartofi, de toate pentru toți. Ciorapi pentru brăduț de pus cadouri, jucării pe brăduț. Скидки делаем, это все зависит от количества покупки, допустим, и от качества покупателя, да, если улыбается, конечно. Târgul de Crăciun este organizat de Primăria Municipiului Chișinău și va fi deschis până pe data de 14 ianuarie.